Toată lumea astăzi este cu ochii pe Israel și pe conflictul care a izbucnit acolo prin atacul teroriștilor palestinieni din fâșia Gaza, atac care a deschis încă o dată porțile războiului și suferinței. În emisiunea aceasta, împreună cu Traian Crețu, vom aborda și noi acest eveniment, dar dintr-o perspectivă total diferită de cum o abordează ceilalți. Nu am căutat să fim originali, ci pur și simplu s-a deschis acest subiect atunci când și eu și Traian, fără să știm unul de celălalt, am vizionat pe internet o emisiune realizată de cel mai cunoscut canal de televiziune creștin evanghelic din lume și când ne-am pus aceleași întrebări. L-am sunat pe Traian Crețu și am înregistrat convorbirea noastră, apreciind că ar putea fi de folos celor ce vor asculta. Este foarte, foarte multă dezinformare azi, în toate aspectele și chiar în legătură cu acest război din Israel. Din păcate, dezinformarea și confuzia sunt din plin prezente și în rândul creștinilor de orice fel. În acest sens, căutăm să tragem un nou semnal de alarmă. Pentru a nu fi înțeleși greșit, vreau să vă precizez încă de la început câteva lucruri. Atât eu cât și Traian Crețu credem cu tărie faptul că Israelul face parte din planul profetic al lui Dumnezeu și în evenimentele care se desfășoară acum, Israelul are dreptul legitim să se apere. Credem că înființarea statului Israel în 1948 este împlinirea profetică a Bibliei, că palestinienii nu au niciun drept să aibă stat acolo, că războaiele duse până acum de poporul evreu pentru a-și apăra țara sunt războaie juste, de apărare, ei au dreptul legitim de a fi acolo, evreii, deci ei au dreptul legitim de a fi acolo deoarece Dumnezeu le-a dat acest drept și credem că acțiunile statelor arabe împotriva Israelului sunt lucrări care au de-a face cu domeniul spiritual, sunt lucrări ale întunericului care nu sunt de acord cu planul lui Dumnezeu, și toți care sprijină aceste state arabe sunt dușmani ai ordinii și lucrărilor lui Dumnezeu. Nu credem în soluția două state în teritoriul actualului Israel, chiar conflictul actual fiind o dovadă că acest lucru nu este posibil și nu credem că Israelul va fi alungat din teritoriul pe care azi îl stăpânește, deoarece Dumnezeul va ocroti de toată furia țărilor din jur și nu numai. Biblia este dovadă în acest sens. Mai credem că Israelul de azi este într-o gravă eroare, respingându-L pe Domnul Iisus ca Mântuitor, dar că în vremurile care vin, și tot ca urmare a presiunilor teribile care se vor face asupra lor, vezi profetul Zaharia, ei se vor întoarce cu pocăință și își vor recunoaște greșeala de a-L respinge pe Mântuitorul lumii. Și după cum spunea apostolul Pavel, tot Israelul atunci va fi mântuit. Aceasta înseamnă că astăzi încă nu este. Deci am făcut aceste precizări pentru a nu fi greșit înțeleși și acum iată înregistrarea făcută prin telefon. Calitatea nu este cea mai bună, dar în grabă aceasta a fost soluția de această dată. Sunt împreună din nou cu Traian Crețu, prietenul nostru care ne-a ajutat să înțelegem ceva mai bine ce înseamnă neomarxismul și vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce ne-ați încurajat să continuăm. O facem astăzi discutând despre situația tragică pe care a creat-o cel mai recent război din Israel, război declanșat în urmă cu două zile și despre care cu siguranță ați aflat. S-a vorbit și se vorbește și se va mai vorbi cu siguranță despre acest eveniment, totul este în desfășurare acum, nu știm cum vor evolua lucrurile, se pregătește, se pare o invazie terestră a armatei israeliene în Gaza și sunt diferite moduri în care cei ce vorbesc despre el, despre acest război, îl abordează. În cadrul acestei emisiuni noi o să privim nu atât la ce se întâmplă în Israel, cât la felul în care un canal creștin de televiziune abordează acest război și care ar fi soluțiile sau ce putem învăța, ce putem noi creștinii să facem pentru a fi de folos, după cum cei de la canalul de televiziune încearcă să ne spună. Pornim de la o emisiune de televiziune realizată de canalul CBN, un canal de televiziune creștin, emisiune realizată duminică 8 octombrie și care, după ce prezintă situația din Israel, moderatorul acestei emisiuni discută cu cei doi invitați despre acest eveniment tragic dintr-o perspectivă creștină. Am vizionat împreună cu Traian, am vizionat amândoi această emisiune și pentru început, Traian, aș vrea să te întreb să ne spui câteva cuvinte despre acest post de televiziune, CBN.
Da, deci CBN vine, în românește se pronunța așa, CBN, deci sunt inițialele denumirii lui, Christian Broadcasting Network. E unul dintre cele mai populare, cele mai renumite canale TV creștine, în special folosite ca sursă de informare pe știri, pe news, de către lumea creștină, în special din spațiul occidental, dar nu numai. Emisiunile lor de știri informaționale sunt date și pe rețelele de socializare, inclusiv pe YouTube, și astfel raza lor de informare este la nivel internațional în toate țările unde creștinii caută o sursă de informare cât mai prestigioasă. În România, postul de televiziune creștin Alfa și Omega difuzează emisiuni realizate de CBN. Exact. Este, am putea spune că este cel mai cunoscut mijloc de informare TV creștin? Da. Și cel mai popular, cunoscut cu raza cea mai mare de acțiune la nivel internațional. Ei au emisiuni speciale prin care mereu prezintă situația din Israel și era normal ca acum în mijlocul evenimentelor acestora care s-au produs să aibă emisiuni în care să insiste asupra evenimentelor din Israel. Sigur. Am văzut amândoi o emisiune realizată, așa cum am spus, ieri, duminică 8 octombrie, și aș vrea să discutăm puțin despre cei doi invitați, acesta fiind aspectul care ne-a contrariat într-un fel pe amândoi. Dacă tot ceea ce se întâmplă în aceste zile în Israel este tragic și îngrijorător, există un element ce ține de felul în care CBN apreciază calitatea de lider creștin cu autoritate și care se poate exprima în astfel de momente, oferind soluții și explicații pertinente creștinilor. Aș vrea, te rog, să-i numești pe cei doi invitați și apoi să ne spui câteva cuvinte despre ei, după aceea ne vom opri asupra declarațiilor lor. Da, de la început aș vrea să spun că eu și tu și în general creștinii apreciază foarte mult faptul că CBN se implică în promovarea Israelului, promovarea Israelului nu numai în lumea creștină, ci și pe plan internațional, ceea ce este un lucru foarte bun, și asta trebuie să facă orice creștin și orice organizație creștină de media, cum este CBN. Doar că de data asta, invitații pe care ei au dus în această emisiune ca să vorbească pe tema recentului conflict palestiniano-israelian au fost doi, un bărbat și o femeie, doi lideri creștini. Doamna respectivă o cheamă Heidi Baker, este mai puțin cunoscută în România, ea este cunoscută în mediul carismatic din România, dar mediul carismatic fiind o minoritate obscură, aș putea să zicem, în creștinism evanghelic românesc, ea nu este așa cunoscută în România. În Occident este foarte cunoscută în mediul penticostal carismatic și, din păcate, foarte apreciată. Și o să înțelegem de ce spun din păcate. Celălalt domn care era chemat în emisiune era episcopul Robert Stern. N-am auzit de el până acum, din nefericire sau din fericire, dar interesându-mă un pic online despre el și despre misiunea lui, mi-am dat seama că, de fapt, domnul care se adresa cu titlul de episcop, de fapt, este un pastor evanghelic care are o misiune creștină care susține Israelul. Ceea ce nu e un lucru rău să susții Israelul, e un lucru foarte bun. Doar că întotdeauna când apare de obicei apelativul ăsta de episcop adresat unui pastor, de cele mai multe ori nu miroase bine acolo din punct de vedere doctrinar și teologic.
Am să vă spun mai două, trei cuvinte de ea și după aia o să trec să vă spun despre doamna respectivă, despre Heidi Baker. De exemplu, un scurt research despre activitatea acestui domn episcop Robert Stern, invitat pe CBN, arată faptul că el la un moment dat a fost criticat că căuta să convertească pe evrei la creștinici și în momentul când a fost presat cu întrebarea de ce tu ca și creștin vrei să ne convertești pe noi evrei la creștinism, el a răspuns că el niciodată nu caută să îi convertească pe evrei la creștinism. Cine vrea să verifice aceste informații publice se pot găsi inclusiv pe banalul Wikipedia și vom vedea în tot interviul lor, cei care cunosc limba engleză și îl pot accesa pe internet, vor vedea că în tot interviul acestor doi lideri creștini nu vor vedea absolut deloc faptul că cei doi au interes în convertirea evreilor la creștinism, în pocăința evreilor, în accesarea Domnului Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal în viața lor. Ei sunt preocupați de partea, cum se spune, care contează și ea și importantă, de pacea și securitatea Ierusalimului Israelului, care sunt lucruri de dorit, bineînțeles, cu toții le dorim. Doar că dacă ne rezumăm la atât, facem o greșeală fundamentală, adică îi trimitem în pace și siguranță pe evrei în iată. Eu știu că chestia asta nu prea place multor creștini când le este spusă sau îi se atrage atenția cu privirea aceasta, dar asta e realitatea. Între penticostal, în special pastorul John Hagee spune curentul ăsta, există un curent eretic, între penticostalii americani mă refer, a nu se înțelege penticostalii americani cu penticostalii români, pentru că sunt diferențe majore între ei. Penticostalii americani, la ora actuală, majoritatea lor au migrat spre hipercarismatism. Și acest ce vreau să spun e că între penticostalii americani există o erezie, nu toți, atenție, nu toți, dar de exemplu în special John Hagee, un pastor de mega church din America, au o concepție eretică, deși susțin Israelul și sunt pro-Israel, au o concepție eretică care spune că noi creștinii nu trebuie să-i convertim pe evrei la Hristos, pentru că ei sunt mântuiți prin religia lor, prin iudaismul lor. Dumnezeu are un plan B cu ei, cum ar veni, și ei nu trebuie să convertească la creștinism, nu trebuie să primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor ca să fie mântuiți, ceea ce este categoric, din orice punct de vedere am privit, problema este extrem de greșit. În primul rând că iudaismul talmudic de astăzi nu are absolut nimic în comun ca și doctrină centrală cu iudaismul mozaic al Vechiului Testament. Iudaismul talmudic de astăzi are foarte mult misticism din Cabala, cărțile care formează baza scripturală a iudaismului talmudic sunt anticreștine fără nicio, eu știu, frână, cum ar veni. În Talmud, Iisus este blasfemiat ca fiind doar un profet mincinos, un ocultist care, conform Talmudului, în care evrei ortodoxi de astăzi, acei evrei cu perciuni care îi vedem noi la televizor, ei cred conform Talmudului că Iisus Hristos este la ora actuală în iad, fierbând în excremente umane ca pediapsă a lui Dumnezeu pentru el. Bineînțeles, noi trebuie să avem o dragoste nespusă pentru Israel și pentru acești evrei înșelați. Ei sunt poporul pământesc al lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o dragoste și să-i provocăm, exact cum spunea Apostolul Pavel la gelozie, să-i chemăm la Hristos. Dar dacă ne rugăm doar pentru pacea Ierusalimului, și nu vreau să fiu înțeles greșit, trebuie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, dar dacă ne rugăm doar pentru pacea Ierusalimului, pentru securitatea Ierusalimului, și nu ne rugăm în principal pentru mântuirea lor,
pentru ca ei să se convertească la creștinism, ca ei să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor, să înțeleagă că El este Mesia lui Israel. Dacă noi nu facem chestia asta, nu dovedim dragoste. Facem exact aceeași greșeală pe care o făcea stimabila doamnă numită Maica Tereza. Știu că nu place majorității creștinilor când spun chestia asta, pentru că nefăcându-și bine temele, nestudiind apologetica americană conservatoare care demască și expune toate aceste lucruri, ei cred că Maica Tereza a fost o mare sfântă și așa mai departe. Maica Tereza a ajutat prin asociațiile ei caritabile, prin călugăritele care le-a condus, au ajutat mulți, din punct de vedere fizic, a ajutat mulți bolnavi din India, săraci, care erau muribunzi și așa mai departe. Dar, atenție mare, când ea a fost întrebată pe dacă îi convertește pe acești care erau, majoritatea erau, din India erau păgâni, fie hinduși, fie unii budiști, fie unii animiști de diferite religii, puțin dintre o minoritate creștină. Și când a fost întrebată dacă pe acești muribunzi, dacă avea ocazia, când avea ocazia ea și călugărițele ei să vorbească cu ei, știți ce, fiind în grija lor medicală, dacă avea ocazia să-i evangelizeze, o făcea, îi convertea la, eu știu, catolicism, la creștinismul catolic. Ea a spus, nu, nici vorba. Care era hindus să moară hindus, care era budist să moară budist, ea nu încerca să convertească pe nimeni la creștinism. Nu am acum citatele, dar în fața mea, dar să redau exact cuvintele, pentru că sunt mult mai grave decât am spus eu. Acum eu am parafrazat esența acelor citate, pentru că nu le pot aminti acum cuvânt cu cuvânt, dar asta era esența. Deci ea spunea că nu încerca să-i convertească, ci pe care era hindus să moară hindus, care era budist să moară budist, care era animist sau creștin să moară fiecare religie, ea nu încerca să-i convertească. Degeaba îi îngrijea, degeaba le-ai alinat durerea și ai lăsat să meargă în iad. Asta nu-i dragoste. Absolut. Asta nu-i dragoste conform Bibliei. Și același lucru, dacă noi ne rezumăm doar la ne ruga pentru pacea Israelului și pentru securitatea Israelului, toată lumea ne va aplauda pentru chestia, inclusiv evrei. Dar i-am încercat să-L mărturisiți pe Hristosul biblic între ei, pe Yeshua HaMashiach. Încercați să-L mărturisiți, să vedeți cât vă aplaudă, cât vă sculpă sau cât vă ia la bolovani. Cam asta se întâmplă cu misionarii creștini de acolo. Și atunci, normal că e mult mai ușor să ne spălăm pe mâini și în loc să investim în evangelizarea poporului lui Dumnezeu, Israel, ne rezumăm doar la a ne ruga pentru pacea și securitatea lui. În loc să stăm pe post și rugăciune pentru mântuirea lui. Asta e un aspect, că ne rugăm pentru Ierusalim, pentru pacea Ierusalimului, dar faptul că cel mai cunoscut canal de televiziune creștin, CBN, transmite ideile acestea, oare nu influențează creștinismul la nivel global? Creștinismul evanghelic, bănuiesc că ei sunt baza lor. Nu influențează la nivel global transmițând o idee greșită despre mântuire? Adică dacă tu lași să se înțeleagă prin emisiunile pe care le faci că evreii sunt mântuiți și fără credința în Iisus Hristos și că sunt în regulă, de fapt tu, în felul acesta, vii cu altă evanghelie, propovăduiești o altă evanghelie. Da, acum, din informațiile care le dețin eu, sincer să fiu, nu urmăresc prea mult CBS. Nu, ne referim doar la emisiunea aceasta. Da, dar în emisiunea asta, deci în emisiunea asta, nimeni nu a zis la modul direct megapastorul John Hagee că evrei pot fi mântuiți și fără să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pot fi mântuiți prin iudaismul lor. Ei n-au zis nici Heidi Baker, nici episcopul Robert Stearns, nici moderatorul de la CBN, îmi scapă numele, e foarte cunoscut tipul, niciunul n-a zis în mod direct chestia asta, doar că au a pus accentul doar pe
faptul că trebuie să ne rugăm pentru pacea din Israel. Heidi Baker spunea mereu și mereu, în engleză folosea verbul comfort, a mânghia, că noi trebuie să mânghiem Israelul, să ne rugăm pentru pacea lui, să ajutăm inclusiv soldații cu alimente și cu apă, ceea ce trebuie, normal, să mânghiem pe cei care, dacă avem ocazia, pe cei care, eu știu, Doamne ferește, și-au pierdut copiii sau le-au fost răpiți copiii, absolut că trebuie să-i mânghiem. Dar doar atât, doar în asta constă ceea ce trebuie să facem noi creștinii pentru Israel. Când cel mai important lucru care trebuia spus acolo nu a fost spus, nici unde n-a fost pomenit cuvântul că trebuie să-i chemăm la pocăință. Pentru că ei sunt într-o rebeliune față de Hristos. Da, sunt într-o rebeliune din punct de vedere spiritual, sunt într-o rebeliune față de Hristos. Din punctul ăsta de vedere, sunt exact cum sunt și musulmani sau hinduși sau creștini care se pretind creștini, dar nu sunt născuți din nou, ei sunt într-o rebeliune față de Hristos. Îl resping pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Exact, situația lor de astăzi nu este diferită de situația din vremea Domnului Iisus Hristos. Absolut! Este aceeași situație. Absolut, absolut, din contră, e mult mai rea, pentru că destrăbălarea și imoralitatea care caracterizează Israelul postmodern de astăzi i-ar fi șocat pe evrei din timpul lui Iisus Hristos. Deschiderea față de LGBTQ, față de agenda homosexuală, față de imoralitate, întreaga deschiderea a politicii izraeliene față de progresism, față de neomarxism. Am văzut inclusiv ziariști români, nu mulți, puțini, care au discernământ, care știu să documenteze lucrul ăsta. Când spun știu să-și documenteze informații, nu mă refer la documenta câteva ore. E vorba de muncă de ani, de zile să înțelegi lucrurile astea. Și anumiti ziariști din România, puțin, au înțeles că toată această surpriză și slăbiciunea armatei izraeliene și a serviciilor de securitate izraeliene se datorează infiltrării cu neomarxism a politicii izraeliene, care s-a repercutat asupra instituțiilor sale de forță și de apărare în mod inevitabil. Același lucru care îl vedem în America. Odată cu infiltrarea neomarxismului prin regimul Obama, două mandate, prin regimul Biden, America a început să fie privită de adversarii, de dușmani, de China, de Iran, de Rusia, ca fiind o țară slabă. Și asta le dă puteu și putere adversarilor tale pe să înceapă să muște din tine. Exact același lucru s-a petrecut și în Israel. Au fost conflicte. Israel este extrem de divizat la ora actuală, tocmai datorită infiltrării neomarxismului puternic. Dar asta fi o altă discuție, exact, care nu are momentul să facem acum. Dar exact, ce am vrut să vă spun de Heidi Baker, să o inviți pe Heidi Baker să vorbească de conflictul actual israeliano-palestinian ca și pe televiziune la nivelul CBN. Asta arată starea dezastroasă a creștinismului contemporan, lipsa totală de discernământ a liderilor creștini și nivelul de infiltrare a ereziilor hipercarismatismului Neo-Apostolic Reformation, noua reformă apostolică, din care face parte și Heidi Baker, care odată era la periferia creștinismului și acum a ajuns ca creștinismul biblic să fie la periferie creștinismului și creștinismul general. Lumea necreștină, când se uită la creștinism, ei văd, Heidi Baker, asta e creștinismul. Păi să fie cu iertare. Ar fi bine dacă emisiunea asta ajunge pe YouTube, de exemplu, să postez doar două, trei link-uri cu Heidi Baker, cum se comportă în stare de transă mistică ocultă. 20-30 de minute se comportă ca o persoană, exact ca o persoană care e aproape de comă alcoolică,
sau într-o stare exact cum i-ați văzut pe cei care i-au, pe tinerii ăștia care i-au arătat acum la știri în ultimul timp, care aveau 5 substanțe halucinogene în sânge și se comportau ca niște nebuni, adică nu aveau nicio urmă de... Niciun control. Exact, de control, de discernământ fizic sau, adică agitație motorie, corpul lor se comportă extrem de ciudat, mintea e pe planeta Venus. Ce să spun, adică orice om care se uită la scenele când o vede pe Heidi Baker în stare de transă mică ocultă, zice, orică e nebună, orică e posedată. Deci nu poate să zic altceva. Și să chem tu, plus că noua reformă apostolică e infiltrată de doctrină New Age, la greu. E New Age în haine creștine. O să chem pe Heidi Baker, dar ea are doctorat în teologie, dar scuzați-ne, ca și cum ar veni un doctor în matematică care nu știe să facă, să rezolve ecuație de gradul 1. Degeaba spune că e doctor în matematică, dar nu știe să rezolve nici măcar o ecuație de gradul 1. Exact așa e Heidi Baker, nu are doctorat în teologie, ea are niște erezii la bord fenomenale. Chiar și unul dintre teologii români, care odată era profesor universitar la Universitate Creștină, învăța pastorii creștini, un om citit, un om cult, un om deștept, inclusiv el a putut cădea pradă mirajelor spiritualității noii reforme apostolice. Păi dacă el a căzut, a putut cădea pradă, foarte mulți alții pot cădea pradă. Nu vrei să-i dai numele? Nu cred că ar fi, dacă tu vrei, poți să-i dai numele, nu cred că ar fi, eu știu, prioritate a momentului actual când vorbim despre chestia asta. Doar că cel mai relevant pentru cine vrea să vadă, domnule, dar cine e Heidi Baker asta de care vorbește fratele Dan Bercean și cu mine? Cine e un fel? Ce e teologia asta? Cel mai relevant e, știți expresia aia, o imagine care face cât 1000 de cuvinte. Puteți urmări 2-3 clipuri, eu o să-ți dau link. O să le punem, da, lângă material. Și o să-ți dați seama imediat despre ce-i vorba. Adică nu trebuie să ai doctorat în teologie, trebuie să ai un pic de bun simț și mai mult de 2 neuroni în cap, ca să-ți dai seama că femeia asta nu are nimic de a face cu comportamentul creștin. Nu e vorba de... eu nu-i judec caracterul ei, eu nu-i judec intențiile ei, pentru că numai Dumnezeu știe intențiile ei. Numai Dumnezeu are dreptul să judece gândurile inimii ei. Eu doar îi analizez faptele ei, care se văd de oricine, și acțiunile ei. Eu nu știu, ea poate să aibă intenții bune, dar știți expresia, drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Problema este că... Și Biblia mai vorbește și despre proroci mincinoși în urmă. Absolut. Ea invocă și în interviu cu CBN că ea spune că cu vineri, adică se referă la faptul că cu o zi înainte, că asta s-a trecut sâmbătă, de sâmbătă, cu o zi înainte ea a primit așa ca un fel de gând mental, ceva de genul ăsta, spunea că a primit gândul ăsta mental și tot îi venea în minte 11 septembrie, 9-11, e pronunțat în engleză. Ca și cum ar fi primit un avertisment din partea divinității că se va întâmpla un 11 septembrie în Israel. După care a spus că un alt lider din echipa lor, la una dintre casele lor de rugăciune, a primit tot așa o științare profetică, ceva de genul ăsta, cum că uitați-vă către Israel că el este ceasul lui Dumnezeu și cumva că fiți atenți la Israel, fiți atenți la Israel ce se va petrece sau ceva de genul ăsta. Știți cum e, că după război sunt mulți viteji. Dacă chiar i-ar fi avertizat Dumnezeu cu informații clare și i-ar fi înțeles că informații respective sunt de la Dumnezeu și sunt informații clare, eu cred că primul lucru, dacă erau sigur pe ceea ce pretind că au primit, trebuiau să-și înștiințeze Mossadul și
IDF-ul, armata izraeliană, despre iminența unui eveniment de tip terorist. Dar n-au făcut-o. Ei doar acum în emisiune au zis că ei au primit ceva, deci ca și cum ei au fost în contact cu divinitatea. Dar mă rog, mini-concret, același lucru s-a întâmplat și în timpul pandemiei. Înainte de a veni COVID-ul, niciun profet din mediul penticostal carismatic n-a fost înștiințat că va veni pandemia. Ei, după pandemie, mulți s-au trezit că primesc profeții despre COVID. Ciudat, asta nu înseamnă că n-au putut fi anumiți profeți înștiințați despre COVID, dar doar că ăia nu erau extrem de populari ca să fie popularizate profețiile lor în spațiile de informare online și așa mai departe. Da, eu mă refer aici la mari profeți cunoscuții profeți din lumea penticostal carismatică occidentală, recunoscuți cu profeții eșuate pe bandă rulantă, dar... La greu. Absolut. Mă refer la Kenny and Benny, da? Benny Hinn și Kenneth Copeland, ajuns la o vârstă memorabilă, mai ales Kenneth Copeland, amândoi multimilionari, chiar Kenneth Copeland chiar extraordinar de putre de bogat pe seama, în ghilimele, propovăduirii Evangheliei, prosperității, bineînțeles. Apropo, Heidi Baker a fost declarată într-o emisiune carismatică în care era cu Kenneth Copeland, un fel de regina Americii spirituală, ceva de genul ăsta. Nu mai îmi amintesc termenul concret, dar ceva de genul ăsta. Un fel de regină spirituală în America. Mă rog, un circ grotesc și penibil. Și ceea ce e dureros e că lumea necreștină, când se uită la creștinismul occidental, ei nu-l văd pe Paul Washer, ei nu-l văd pe John MacArthur, nu-l văd pe Jacob Pesh, nu văd atâția oameni al lui Dumnezeu care predică Evanghelia, care explică Evanghelia, nu-l văd pe Dave Hunt, ei văd pe Ben Hinn, Kenneth Copeland, Bill Johnson de la Redding, California. Da, Bethel Church din localitatea Redding, California, da, ei văd pe Heidi Baker, din păcate. Da, și iată că sunt promovați de cel mai cunoscut canal de televiziune creștin din lume. Asta este de-a dreptul îngrijorător. Exact, adică primul om la care m-am gândit că CBN ar fi fost potrivit să-l cheme, având în vedere popularitatea lui, având în vedere cunoștințele lui teologice, având în vedere faptul că are o anumită notorietate în domeniu, ar fi trebuit să fie chemat pe Franklin Graham, pe fiul lui Billy Graham, care chiar a fi avut ceva de spus concret în legătură cu acest eveniment. Dar sunt atât de alte nume potrivite pe care ar fi putut să le cheme, inclusiv în Israel. Există o misiune, se numește One for Israel, este numărul 1, Asociația Evanghelistă Misionară a Creștinilor Evrei. Numărul 1, mai ales în spațiu online de evanghelizare a evreilor. Au cel puțin, eu cunosc cel puțin 3 oameni acolo, care sunt extrem de bine pregătiți teologic, nu numai că sunt pregătiți, au și confirmare academică de elită teologică, fluență în engleză, fluență în ebraică, se poartă debate-uri, dezbate teologice cu cei mai tari rabini evrei, da? Cunosc situația geopolitică a Israelului și puteau fi chemați pe CBN să aibă un interviu concret. Nu, dar ei s-au gândit să cheme pe Heidi Baker și pe episcopul ăsta Robert Stans. Da. Da, da.
Mai... Puteau să-l cheme, de exemplu, puteau să-l cheme pe fratele Amir Tsarfati. Cunoscut și în România, da. Da, e cunoscut și în România, da, dar nu de asta trebuie să-l cheme, că e cunoscut în România, dar Amir Tsarfati a fost ofițer în IDF, în armata israeliană, în Israel Defense Forces, are niște lecții pe escatologie biblică foarte bine documentate, adică își cunoaște situația geopolitică, geostrategică a conflictului arabo-israelian, palestiniano-israelian foarte bine, deci ar fi putut să fi fost chemată, mă rog. Da. Hai să ne oprim puțin, câteva minute, la câteva declarații. Cum vede Heidi Baker, cum vede biserica, care e scopul ei? După declarațiile pe care le-a făcut în emisiunea aceasta, cum vede că biserica trebuie să se implice? În primul rând, ea folosea pentru biserică, în interviul acesta de pe CBN, o expresie, o epitet, sau cum vreți să-i spuneți, în engleză sună așa, Sleeping Beauty. Tradus în românești ar fi frumoasa din pădurea adormită, așa într-un context românesc de bază, pe echivalentul Sleeping Beauty, frumoasa din pădurea adormită. În primul rând, dar ea se referea la lumea creștină în general, adică la biserica universală ca instituție, nu la biserica trupul lui Hristos, adică acea entitate de credincioși din orice denominațiune creștină, care nu mă refer acum, când vorbesc de denominații creștine, nu mă refer la mormonii sau la Martorii lui Jehova. Dar în orice denominațiune creștină sunt oameni născuți din nou și care formează cu toți împreună trupul lui Hristos. Dar nu se refera la că asta e lumea creștină, se refera la lumea creștină ca la biserica universală care e frumoasa din pădurea adormită. Păi, biserica universală ca instituție nu e deloc frumoasă. E adormită. E sleeping. Adică e adormită. Dar nu e frumoasă deloc. E frumoasă doar biserica adevărată. Trupul lui Hristos. Care nu e instituție, care nu e lumea creștină. Ci doar acei credincioși născuți din nou. Aia nu trebuie să se trezească. Aia treci din start. Aia o lampă, au ulei în lămpile lor, în candela. El nu trebuie să trezească. Da, poți să chem biserica apostată să se trezească, dar nu poți să numești beauty, frumoasă, că nu-i frumoasă. Dar, repet, ea chema biserica la a se ruga pentru pacea Ierusalimului și a mânghia Israelul. Ceea ce nu e un lucru rău, dar nu un lucru deloc complet. Și nu asta e esența chemării bisericii în relație cu Israelul. Foarte subtil, accentul cade pe altceva, pe lucrurile mai puțin importante. Sigur, despre asta e vorba. Exact despre asta e vorba. E alt tipul de abordare seeker-friendly, prietenoasă cu căutătorii. Seeker-friendly church. De la bisericile prietenoase cu căutătorii, acele biserici occidentale care... Rick Warren, de la Rick Warren. Da, Rick Warren, Bill Hybels. Bill Hybels. Bill Hybels, da. Amândoi, Bill Hybels era renumit în conceptul ăsta. Acele biserici care au folosit metode de marketing social, de a atrage oamenii la biserică, dorința lor a fost bună de a atrage oameni la biserică ca să-i convertească la Hristos, dar problema între metodele de folosire au fost total lumești. Au început să predice o evanghelie non-ofensatoare care nu mai spunea, nu mai vorbea de iad, nu mai vorbea de păcat, ori aia nu-i mai evanghelie. Aia e orice altceva, dar nu-i mai evanghelie. Și ăla poate să-ți vină în biserică, exact ca și tu care intri în garaj, dar niciodată te vei transforma într-o mașină dacă intri în garaj. Exact și aia, doar dacă intră în biserică, le place atmosfera, le place discursurile motivaționale, le place muzica, beau o cafea, totul e funny și distractiv, asta nu înseamnă că omul ăla s-a petrecut procesul de regenerare, de naștere din nou. Fără plâns și lacrimi. Nu se vorbește despre păcat și dacă nu vorbești despre păcat, la ce să se convertească? Corect, corect. Exact același lucru l-am putut vedea și în acest interviu. Israelul
trebuie mângâiat, trebuie ajutat, trebuie să ne rugăm pentru pacea lui, dar nimic despre convertirea Israelului, despre pocăința Israelului, despre chemarea la pocăință, la acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor, la recunoașterea păcatelor lor. Da, n-a fost nicio mențiune în sensul acesta, nici de la moderator și nici de la cei doi. Absolut nicio mențiune și chestia asta este nu doar o întâmplare. Că putea să fie o greșeală strategică de moment, dar nu, asta e caracteristica unor asemenea abordări în creștinismul neo-evanghelic de astăzi. Și spun neo-evanghelic pentru că nu este creștinismul evanghelic pe care noi l-am știut de acum 20, 30, 40 de ani, da? Ci este un creștinism de tip nou. Și nu înseamnă că tot ceea ce e vechi este bun și tot ceea ce este nou este rău. Nu vreau să spun chestia asta. Doar că o evanghelie care nu cheamă la pocăință, o evanghelie care nu vorbește despre păcat, o evanghelie care nu vorbește despre iad, nu este o evanghelie. Este orice altceva, dar este un discurs motivațional. Foarte mulți pastori de astăzi sunt doar oameni care știu să presteze un discurs motivațional în jargon creștin. Și dacă nu e evanghelie, atunci mă întreb dacă este creștinism. Poate fi creștinism fără adevărata evanghelie? Nu, dacă nu este evanghelie, nu este creștinism. O evanghelie în care nu este pomenită crucea lui Hristos cu toată semnificația ei, nu este pomenit pocăința cu tot ceea ce înseamnă ea, pocăința, nu este pomenită consecința respingerii lui Hristos, iadul cel veșnic. Degeaba punem doar părțile bune. Dumnezeu iubește, Dumnezeu iartă, Dumnezeu mântuie. Da, lucruri foarte adevărate. Dar dacă nu le avem și pe celelalte lucruri în context predicate împreună, am diluat Evanghelia. Și rămânem la Evanghelia socială despre care am vorbit în cadrul emisiunilor despre neomarxism. Da. Adică accentul cade pe a face bine omului din punct de vedere fizic, trupesc, pământesc pentru perioada aceasta. Nu e o preocupare primordială pentru sufletul lui care e cel mai important. Nu vreau să înțeleagă nimeni că noi facem o critică de dragul criticii sau că îi judecăm sau că îi criticăm pe acest oameni. Doar analizăm faptele lor și nu le analizăm pentru că le dorim rău. Nu, le dorim bine, noi le dorim pocăința. Doar analizăm faptele lor pentru ca oamenii, frații și credincioșii din biserică să știe să se ferească de lucruri de genul ăsta, să înțeleagă că trebuie să practice discernământul spiritual, trebuie să citească și să-și cunoască foarte bine scripturile, Biblia, pentru ca să poată avea o bază cu care să analizeze toate lucrurile care astăzi se vând sau zboară în piața media creștină, pentru că nu degeaba mulți vin, am văzut în special la frații din mediul penticostal, domnule, eu mă bazez că am călăuzirea Duhului Sfânt, eu am botezul cu Duhul Sfânt și eu n-am nevoie să cunosc toate lucrurile astea. Problema e următoare, Domnul Iisus Hristos, apostolii lui, întreaga Scriptură ne spune mereu să veghem, să fim atenți la înșelările religioase. Dacă nu ar trebui să veghem mereu și să fim atenți și să ne exersăm tot timpul discernământul spiritual, Nu ne-ar fi spus Scriptura într-un asemenea mod efectiv, repetitiv, aproape obsedant. Deci nu trebuie să ne bazăm pe o falsă hiperspiritualitate. Asta e doar o mândrie spirituală, să spui, Domnule, eu am Duhul Sfânt, eu nu am nevoie să cunosc lucrurile astea. Ba, ai nevoie să cunosc lucrurile astea. Darul de învățător biblic nu este dat degeaba în Scriptură, este dat tocmai pentru ca să te învețe, că spun un... Domnule, scrie în Scriptură că noi nu avem nevoie să ne învețe nimeni, că știm de la Duhul Sfânt toate chestiile astea. Păi adevărul și realitatea e că nu le știi dacă nu le studiezi. Nu vei cunoaște Scriptura dacă nu o studiezi. Nu vei înțelege ce se întâmplă în lumea asta dacă după ce ai studiat Scriptura nu te uiți prin lupa Bibliei la tot ce se întâmplă în jurul tău. Sunt mulți și în România care vorbesc între creștini evanghelici, care au credința aceasta că evreii, în situația în care se află astăzi, fără credința lor în Iisus Hristos, sunt totuși mântuiți. Și îi consideră pe evrei, chiar în această stare de rebeliune împotriva lui Hristos, Pavel spunea despre ei, care era și el un evreu, spunea că evreii aceștia sunt dușmanii adevărului, se împotrivesc adevărului.
Probabil că e o influență venită, nu știu, din... În mod categoric, evident, o influență venită pe filiera a unei forme de penticostaltism american reprezentat, de exemplu, de pastorul, de megapastorul John Hagee, care ei cred că evreii pot fi mântuiți fără să primească prin Hristos, fără să primească pe Hristos prin intermediul iudaismului lor. Nimic mai fals, nimic mai nebiblic acest lucru. De ce pastorii și anumiți creștini pot să creadă lucrul ăsta? Pentru că nu cunosc Scriptura. Vă zice, Doamne, dar cum pastor să nu cunoască Scriptura? Sunt foarte mulți pastori care nu cunosc Scriptura și nu e vorba neapărat de a nu o cunoaște în sensul de a nu o fi citit. Nu o înțeleg. Pur și simplu nu o înțeleg. Și nu-i vorba de că sunt lucruri în Scriptură greu de înțeles pentru majoritatea oamenilor, categoric. Nu, e vorba de lucruri în Scriptură de ABC, care orice om le înțelege. Nu trebuie să ai IQ sau nu trebuie să fii un om super înțeles care să înțelegi sau să fii studiat nu știu câte teologie. Sunt mulți pastori care nu înțeleg lucruri de basic din Biblie, de ABC. Adică să vezi, de exemplu, profesor universitar de teologie, pastor, care, de exemplu, nu fac diferența că Dumnezeu de care vorbește Coranul nu-i tot una cu Dumnezeu de care vorbește Biblia. Ei cred că e același Dumnezeu, că nu-i nicio problemă, ceea ce e o confuzie extremă. De ce? Pentru că Coranul susține că este inspirat 100% de Allah, de Dumnezeu musulmanilor, și Coranul spune că Allah nu are niciun fiu, Iisus Hristos nu a murit pe cruce pentru păcatele noastre, ne murim pe cruce, nici nu a înviat, astfel anihilează stâlpii de bază ai creștinismului. Da, spune, a fost un profet, așa, a făcut minuni și așa mai departe, dar nu este Fiul lui Dumnezeu, n-a murit pe cruce, n-a ispășit pentru păcatele noastre, n-a înviat. Și atunci, cum poți să spui tu că Dumnezeu care a inspirat acest lucru, Dumnezeu musulmanilor care a inspirat acest lucru, este totul cu Dumnezeu Bibliei, care spune Iisus Hristos este Fiul meu prea iubit, Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele voastre și a înviat a treia zi conform Scripturile. Cum poate să fie același Dumnezeu? Este la un copil de cu două clase înțelege lucrul ăsta. Astăzi am ajuns să ne mirăm aproape de tot ceea ce se întâmplă. Suntem într-o uimire continuă. Suntem în vremurile din urmă când confuzia spirituală, când apostazia, adică lepădarea de adevărata credință. Mulți confundă apostazia cu mulțirea sau cu trecerea la ateism. Da, ateismul, poate ești creștin și îți pierzi credința și treci la ateism, este o formă de lepădare de credință, dar astea sunt excepția excepțiilor. Un creștin să-și pierde credința și să treacă la ateism e foarte rar. Ceea ce în schimb este generalizat este lepădarea, abandonarea credinței creștine biblice, evanghelice, adevărat. Asta este ciuma care a cuprins creștinismul, da? Absolut, absolut. Strămoșii noștri evanghelici mureau nu cu sutele, nu cu miile, nu cu zecile de mii, în cifre inimaginabile, pe rugurile papistașilor măcelăriți de inchiziție și de armatele catolice. Iar astăzi, liderii de frunte evanghelici nu mai contenesc în laude, în osanale pentru misticii și teologii catolici, inclusiv față de Papa Francis, inclusiv față de misticii și catolicii bisericii ortodoxe. De ce? Din cauza apostaziei. Da. Lepădării de credință adevărată. Ce se moară ei pe ruguri? Și ce să fie martiri ca și martirii pomeniți în cartea lui John Fox? În cartea martirilor John Fox. Ce se moară ei pentru credința lor? Ei astăzi elogiază urmașii celor care i-au măcelărit de înaintașii noștri de credință și care nu și-au schimbat credința. Da, dacă s-ar fi schimbat credința și-ar fi acceptat creștinismul biblic, da, frații noștri, orice ar fi făcut în frații noștri, dar credința lor a rămas la fel de eretică, la fel de nebiblică,
Asta e realitatea. Da, mulțumim, Traian. Ce facem cu aceste canale de televiziune, cu aceste surse de informație creștine sau, iată, așa zis, creștine? Cât credit le dăm? Ce trebuie să facem în privința lor? Sunt puternice? Au influență? Au și bani, se pare că în spate? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Iată că la CBN, cel mai mare post de televiziune creștin din lume, sunt prezentați astfel de oameni. Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Atitudinea care o cred eu persoană că ar trebui practicată cu aceste canale este aceeași atitudine care ar trebui practicată cu orice lider, predicator, pastor pe care îl ascultăm. Examinați totul în lumina învățăturii biblice. Dar ca să putem face chestia asta, trebuie să nu să citim Biblia două minute și am rezolvat situația pe zi, ci să studiem Biblia. Să nu trecem prin Biblie, ci să treacă Biblia prin noi. Și după ce avem informațiile necesare, îi sfătuiesc, de exemplu, pe frații din mediul penticostal să studieze, este Biblia cu explicații pentru o viață de plină. Parcurgeți-o studiind-o și veți vedea în câte lucruri și în câte puncte vitale veți fi luminați. Pentru frații baptiști îi sfătuiesc să abordeze comentariul biblic al credincioșului al William McDonald, Vechiul Testament și Noul Testament. Unii vor zice dintr-o mândrie teologică sau spirituală, eu n-am nevoie, mie vorbește Domnul și descoperă totul. Am văzut atâția oameni de genul ăsta și în momentul când am stat de vorbă pe ei, mi-am dat seama câte lacune de înțelegere a Scripturii. Adică tu n-ai nevoie de ceea ce Dumnezeu a descoperit în 2000 de ani de creștinism oamenilor săi care au stat zeci și zeci de ore pe săptămână să studieze Biblia. Tu ești depozitarul tuturor înțelepciunii divine și n-ai nevoie, ție descoperă personal Dumnezeu tot ce ai nevoie. Da, uneori Dumnezeu ne descoperă lucrul ăsta, dar o face ca excepție, nu ca regulă. Ca regulă, Dumnezeu ne descoperă în momentul când noi citim, studiem și medităm la Scriptură. Și citim și ceea ce Dumnezeu le-a vorbit altor oameni care au studiat Scriptura, care au trăit o viață exemplară și au sfârșit alegarea nu în saloanele de masaj erotic, cum și-au sfârșit unii din așa numiții apologeți ai neoevanghelismului contemporan. Știți la ce mă refer. Junglă mare, încurcătură mare, Dumnezeu să ne ajute să fim între cei smeriți care nu spun că ei știu și cunosc, ci se străduiesc, se luptă, muncesc. Asta spune Biblia, după înțelepciunea spirituală, după înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu, trebuie să sapli pe aceea și după comoră. Da, mulțumim, te așteptăm și altă dată cu bucurie și cu drag în emisiune. Dumnezeu să binecuvinteze Israelul cu pace, cu securitate, dar mai mult ca și orice, Dumnezeu să binecuvinteze Israelul cu mântuire. Amin. Lumea în care trăim.